Stă scris la lege și la mărturie. În cartea Proverbele, capitolul 23, cu versetele 24 și 25, stă scris: Tatăl celui neprihănit se veselește, și cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Să se bucure tatăl tău și mama ta, să se veselească cea care te-a născut. În anul 2000, spune autoarea, eram studentă, iar perioada sesiunii de examene însemna un mare stres pentru mine. Mă rugam intens, cu dorința de a fi un bun exemplu în fața colegilor și a profesorilor. Aveam nevoie de multă încurajare. În aceste condiții, luam cartela telefonică în mână. Și mergeam la un telefon public ca să discut cu cea care mă înțelegea cel mai bine, mama. Îi spuneam de examenul ce va urma, de exigența profesorilor în evaluare, de teama că nu voi putea parcurge întreaga materie, de faptul că sunt obosită, și câte alte temeri și frământări nu au auzit draga mea mamă în cei patru ani de facultate. Am uitat greul acelor zile, dar încă îmi răsună în ureche și în inimă vorba blândă a mamei. Fii liniștită, mama! Domnul îți va purta de grijă. Din acel moment răsuflam mușurată, dar știam că pentru ea urmau zile de post. Pentru fiecare am reușit, mamă. În orice examen al vieții nu cred că i-am mulțumit suficient dar slavă Domnului că încă o pot face. Autoarea Ellen White scria: Oricare ar fi binecuvântările pe care le dă Domnul, el are încă rezerve infinite, un depozit inepuizabil din care putem să luăm mereu. Poate astăzi ai un examen de trecut și nu unul ușor. Nu uita că Dumnezeu își întinde privirile peste tot Pământul. Și aranjează circumstanțele în așa fel încât să ne conducă spre El. Când avem nevoie de susținere, El este lângă noi. Când avem nevoie de putere, El este lângă noi. Când avem nevoie de speranță, El este lângă noi. Nu toți studenții au persoane dragi care să-i susțină. Azi, poți alege. Să fii un părinte adoptiv pentru un student, și pe parcursul unui an universitar să-l sprijini prin rugăciune, prin mesaje de încurajare în timpul examenelor și chiar printr-o invitație la masă în familie. Binecuvântează, Doamne, studenții adventiști și organizația Amicus. Adoptă un student. Făl, prin tot ce poți să știe și să simtă că ești disponibil.